azi avem un clip bonus, un clip în care nu vorbim neapărat despre parfumuri, da, mai există și clipuri de acest gen pe acest canal, din când în când, când am eu chef să le fac. Azi vorbim despre lucruri practice pe care ar trebui să le avem în casă. Bine, ar trebui. E indicat să le avem ca să ne ușurăm viața. Ce am descoperit eu, vă împărtășesc și vouă în acest clip. Sper să vă placă. Haideți să vedem. Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi, în această zi mohorâtă de decembrie? Da, aici e o zi mohorâtă rău de tot de decembrie, când filmez eu în această sâmbătă. Filmez sâmbătă pentru sâmbătă următoare. Când va fi postat acest clip? Un clip bonus, după cum v-am spus în introducere. Astăzi nu vorbim neapărat despre parfumuri, cu toate că la finalul clipului o să am ceva legat și de cum să ne parfumăm mediul înconjurător, să zicem așa. Astăzi vorbim despre lucruri practice. Nu știu dacă ați văzut clipul meu cu 40 de lucruri despre mine, pe care l-am postat eu mai de mult, în care vă spuneam mai mult lucruri despre mine, mai personale, mai, nu știu, care le știu mai mult prietenii, am zis să le împărtășesc cu voi. Și acolo am spus clar că sunt o persoană foarte practică și iubesc acele lucruri care mie îmi ușurează viața. Adică gadgeturi, tot felul de lucrușoare care mie îmi sunt utile, și îmi ușurează viața. De ce să nu ne ușurăm viața? Viața e așa grea, așa cum e. Așa că de ce să ne îngreunăm și mai mult viața? De ce? Eu caut lucrurile să fie făcute ceva mai ușor. Ca să nu mă enervez, să nu-mi încep ziua, nu știu cum, să nu pierd timpul aiurea, pur și simplu. Și aici am colecționat, și pe lângă mine, dacă vedeți ce e acum, am colecționat mai multe lucruri, le-am pus pe căprării, pe categorii și hai să intrăm în ele, să vă arăt esențiale pentru o casă, să zicem așa cum se va intitula acest clip, lucruri care îți fac viața mai ușoară, cum să-ți faci viața mai ușoară, chestii foarte practice. Bun, ce am descoperit eu în timp, vă zic, ce am strâns aici, este ce mi-a copt mie mintea, la ce m-am gândit că mi-a ușurat viața, am descoperit că, băi, e mai bine de când am lucrurile astea și am renunțat la alte lucruri sau nu mă mai stresez, nu mă mai enervez cu anumite lucruri pe care le făceam și nu-mi ieșeau, pentru că, nu știu, n-aveam chestia potrivită, înțelegeți ce vreau să zic? Hai să intrăm în ele. Le-am organizat așa, mai întâi ustensile de bucătărie. Nu știu de ce cu asta începem, dar cu asta se pare că începem. Am aici o droaie de ustensile de bucătărie, care mie mi se pare esențiale, mai ales ca să-ți ușurezi viața. Adică să începem cu curățătorul de legume, de cartofi mai ales. Vai de capul meu, până a intrat ăsta în viața mea, știu, nu e o chestie nouă, nu vă arăt nimic, n-am inventat eu roata, nu vă arăt nimic nou aici, dar până am descoperit această ustensilă, acest lucrușor util, eu, da, mă chineam cu cuțitul, nu pot să zic că nu mă descurcam și cu cuțitul, pentru că ar trebui să te descurci și cu cuțitul totuși, dar acesta îți face viața mult mai ușoară și curăță mult mai ok coaja, adică nu iei prea mult ca să zici că băi, arunci din leguma respectivă și e păcat. Cu asta iei doar coaja foarte subțire și e foarte bună. Ce mai avem aici? O chestie pe care am descoperit-o de când am descoperit că îmi place să fac paste și să mâncăm paste noi doi. Și atunci am luat această răsătoare de parmezan. Deci fără ea, credeți-mă, viața e mai grea. Da, adică să faci și tu niște paste acolo. Ce paste preferați? Și pe deasupra vreți niște parmezan. Păi și să stați cu răsătoarea mare, să începeți cu parmezan. Nu, luați bucățica de parmezan, luați această răsătoare și frumos deasupra farfuriei, no mess, no fuss și e mult mai ușor. Se curăță și mai ușor decât acea răzătoare mare. Nu zic că n-am și o răzătoare mare, dar asta este lifesaver când fac paste și nu mă mai enervez. Ce am descoperit că pot folosi ca alternativă la altceva este această cupă de înghețată. E de înghețată, dar eu o folosesc nu numai la înghețată. Bine, am observat că la înghețată, dacă o folosesc, o pot rupe.
Și așa că nu mai folosesc vaghețata, am alta. Sau folosesc o lingură. Dar aceasta o folosesc mai mult când fac prăjiturele, în general ca să iau aluatul. Adică fac niște brioșe și mă enervează, deci mă enervează la cum să iau cu lingura și să pun, să murdăresc toate. Așa că am descoperit că această ustensilă, care e pentru înghețată, cupa asta, care face așa ceva de genul mișcarea asta, e, poți să iei aluat suficient cât să pui la o brioșă, să zicem, și faci așa și ai curățat. S-a dus aluatul. Foarte simplu și frumos și nu-ți mai bați capul. Deci asta este una din ele. O chestie cu care nu pot trăi fără el în bucătărie este un clește. Un clește, ce fel de clește vreți voi? Ăsta e de metal. Am și de silicon. Bine, de fapt am, trebuie să-l arunc pentru că s-a făcut ciudat și trebuie să-mi iau altul. Și am și unul de lemn. Acesta de metal îl folosesc la anumite chestii. Cel de silicon mai mult când am de luat ceva dintr-o tigaie de teflon, teflonată, whatever, ca să nu zgâri acel teflon. Sau cel de lemn e bun. Dar și acesta de metal m-a salvat din multe situații în care trebuia să mă stresez cu furculița, un cuțit și două furculițe. Nu. De ce să fac asta? Și această paletă. Paleta asta este preferata mea, pentru că pot să întorc cu ea toate lucrurile. Pot să întorc ea și clătite și nu știu tot ce fac acolo și trebuie întors. Paleta asta este bestială, e din plastic, deci nu va zgâria nimic. Poți să ai și una de silicon, nu știu, nu le-am încercat pe alea de silicon atât de mult, cu asta m-am înțeles. Dar, în schimb, una de silicon este această spatulă care e bună acolo de scos, de dedesubt, de amestecat în mâncare. E genială această spatulă, e luată de la Pepco. Asta e din Jumbo, cred, sau Ocean, cum s-o pronunța, Ocean, de fapt, e. Dar aceasta este de la Pepco, a ținut super bine și e ieftină. Și ultima ustensilă de bucătărie cu care eu nu pot să trăiesc, sau am descoperit că nu pot să trăiesc, este acest cântar de bucătărie. Da, este din inox, este de la Heiner. A venit și cu un bol tot de inox, pe care eu îl folosesc și la alte chestii, să pun mâncare în el, să pun chipsuri, snacks-uri, ce vreau eu, să fac o salată, pentru că e destul de mare și încăpător, și de asta nu vi-l arăt și pe acela, v-am cam orbit cu acest inox, dar e, nu știu, cel mai bun cântar pe care l-am avut. Am mai avut altele din acelea de sticlă drepte, care nu mi s-au părut la fel de bune, s-au stricat. Acesta l-am de la începutul pandemiei sau dinainte de pandemie, cred că l-am luat, ca să fac pâine în casă. Îmi trebuia un cântar să cântăresc bine, bine de tot, cât îmi trebuie făină și așa mai departe, și să mă verific pe mine, pentru că în general fac din ochi, dar nu, din ochi s-ar putea să dați greș, mai ales la pâine unde vă trebuie o chestie exactă să cântăriți. Și de ce să vă stresați să faceți din ochi când aveți gadgeturi, aveți soluții în bucătărie. Deci acesta e un cântar pe care l-am luat de la EMAG, cred. Și m-a încântat că avea și bolul acela în care poți să pui făina tot ce cântărești tu. Bun, cam astea au fost ustensile de bucătărie. Hai să trecem la soluții de depozitare. Da, în bucătărie sau, mă rog, prin casă. Pentru că eu sunt maniacă cu soluții de depozitare. Cum să căutăm să eficientizezi spațiul pe care l-ai. Adică ai acolo spațiu, dar poate dacă le-am reorganizat și am căutat niște soluții de depozitare, ar fi mai bine, ar arăta mai bine și dacă arată mai ordonat, ai parcă și gândurile mai ordonate. Eu cel puțin așa funcționez. Dacă lucrurile sunt la locul lor, eu mă simt bine și parcă sunt mai liniștită, nu știu, poate sunt eu nebun. Hai să trecem la ele. La soluții de depozitare în bucătărie, păi trebuie să avem niște caserole, pentru că fără caserole să ținem mâncare așa, nu știu, în farfurii, în frigider, nu e ok, nici nu ține la fel de mult mâncarea. Dacă aveți o caserolă bună, și eu am descoperit-o pe asta de la Ikea, am mai multe de acest gen și mărimi, e foarte bună, e de sticlă, da, e mai grea, am schimbat pe sticlă, nu prea mai au plastice la caserole, pentru că
în timp se fac ciudat, se murdăresc, se... nu, nu. Deci pentru mine caserolele de plastic au ieșit din uz și aceasta de la Ikea m-a câștigat, e mărimea perfectă, au și mai multe mărimi și are acest tip de închidere cu banda asta de silicon care ține totul etanș. Deasupra mai poți să pui ceva, deci poți să le faci stack-uri în frigider și așa ocupi mai puțin spațiu în frigider, e totul mai neat, mai tidy, mai curățel și nu te stresezi când deschizi frigiderul că da, n-am găsit nu știu ce, trebuie să pun toată cratița în frigider. Nu mai fac chestia asta de când am caserole, slavă cerului, nu duc lipsă. Alte caserole pe care eu le-am luat de la English Home au fost acestea, care sunt foarte frumoșele, așa. Vin trei, dar una e băgată aici. Dar sunt foarte drăguțele. Așa. Cam așa vin. Aceasta are un model cea mai mare, aceasta are un albastru închis bleu-marin. Eu cu asta... modelul ăsta am fost eu încântată, dar mai au modele, cred că mai au genul ăsta de caserole și asta e cea mai mică. Au toate capac, un capac dintr-un plastic gros, ca un soi de sticlă, dar nu e sticlă, ele sunt din această tablă, sau ciorfi ele, și ar trebui să vină una în alta, nu mai am capacul pentru cea mare, pentru că e undeva la spălat, dar cam așa arată, ele ar trebui să intre una în alta, intră mai greu. Asta este. Eu am crezut, știți, tot pentru eficientizarea spațiului am zis să am 3 în 1. Am mai avut eu unele și le-am aruncat pentru că nu n-au mai fost ok. Materialul se degradase. Dar acestea de la English Home le puteți lua și la reducere, cred că acum au niște reduceri, da, colosale. Dar mereu când intru în English Home, nu mă pot abține să nu iau chestii. Pentru că au și reduceri și mai vine și văzătoarea tine și spune, știți, după ce te-ai redus 50%, la casă vă mai reduce 50% din prețul ăla redus. Și te, na, zici, mamă, dacă cât era înainte și cât e acum, de fapt, ăla era prețul lui, cât e acum e prețul lui, dar te păcălesc, ce pot să zic. Nu, au niște chestii foarte drăguțele, adică aspectoase pentru casă. O altă caserolă, genul acesta de borcanel de sticlă cu capac din acesta etan și am țin eu nuca pisată pe care o mai folosesc la banana bread. O țin în ăsta de sticlă că se ține bine, nuca odată ce o pisați nu mai ține atât de mult, dar în aceste caserole ține. O altă caserolă, când ne duceam la birou, adică nu stăteam acasă, ne luam și noi chestii la pachet, nu? Adică mai făceam o ciorbă, mai făceam o supă. Eu nu, dar soțul lua. Și am descoperit această caserolă care e extraordinară de ciorbă, supă, tot ce e lichid. Nu știu câte caserole nu s-au vărsat, a ieșit practic lichidul și prin asta nu va ieși lichidul, are și ea gura asta de silicon care face toată treaba, dar se închide și așa foarte, foarte bine. Îmi place și că e de inox și nu de sticlă, adică de sticlă s-ar sparge, vă dați seama, dacă e de transportat și de inox e cea mai ok. Bine, nu izolează, nu e termos, dar e ok. Dacă oricum vă duceți undeva și reîncălziți acea supă ciorbă, nu contează. Și acestea le-am găsit la Cora, nu știu dacă mai sunt, la Cora, destul de scumpe, Ambition sau ceva genul ăsta de la gama Ambition. Ce mai avem de depozitat, de fapt de depozitat, de organizat chestii? Avem acest Lazy Susan. Da, mamă, ce zgomă faci. Îmi place să fac asta. Punk! Cel are o platformă, niște rulmenți și se rotește. Și genial de pus într-un dulap unde ai mai multe borcanele. Da, și să zicem că n-ai altă soluție decât să le pui cumva, dar în spate nu ajungi și nu le vezi. Și așa pe acest Lazy Susan le organizezi și ca să le vezi pe toate, doar trebuie să rotești asta. E foarte... foarte mulțumitoare mișcarea asta, nu știu de ce. S-ar putea să vă enerveze pentru că face un pic de zgomot. Mai am un Lazy Susan din ăsta dublu, etajat cum ar fi, acela e genial. Îl țin într-un dulap unde îmi țin eu lucrurile uscate, gemuri și așa mai departe. Și tot felul de borcanele cu zacuscă, cu nu știu ce. Și pe acel Lazy Susan care e dublu, adică e atât de înalt și încă o dată, pun acele borcane și vreau să zic că e o plăcere când caut ceva, pui spudagă ele și caut și îl văd.
Mai este o variantă, o să vă zic ceva mai acolo, în trepte. Ceva de genul acesta ar mai fi de explorat spațiul pe verticală în dulapurile voastre. Aceste chestii care, practic, vă dublează spațiul. De exemplu, eu le folosesc la dulapul de câini. Spuneți-mi, vă rog, că nu sunt singura obsedată cu câinile. Nu sunt singura care nu se poate abține atunci când vede o cană frumoasă și trebuie să o ia. Și are 100.000 de câini pe care le ținea înainte una în alta, una în alta. Și se mai și spărgeau, ciobeau, whatever. Și era stresant. Era stresant vizual pentru una ca mine. Zic OCD, dar OCD e total altceva. Nu am OCD, numai că sunt obsedată de control și curățenie. Când am văzut aceste chestii, zic, da, trebuie să vină la mine. Deci ce se întâmplă? Aici e dulapul, aici sunt cănile și aici mai poți să pui căni. Ăsta are partea asta solidă, întreagă. Asta îmi place mai mult. Și pe acesta l-am luat recent de la Happy Max, ceva de genul ăsta. Da, aceste picioare sunt collapsible, adică se pliază și nu-ți ocupă mult spațiu dacă nu-l folosești, dar tot așa se face, se pune pe masă, aici ceva și mai poți să ții mai multe dacă ai mult spațiu pe verticală, să le stecuiești și să-ți pui toate acareturile pe care le ai în bucătărie sau în dulap, în cămară, în ce ai tu. Acesta nu are fundul plin, cum e acesta, dar e bun dacă, de exemplu, vreți să puneți la uscat niște căni, acolo lângă chiuvetă, puneți dedesubt și mai puneți și deasupra, aveți mai multe pahare și acesta lasă apa să se scurgă din ele. Bun, mai este unul, un triptic, nu am acum să vă arăt, pentru că e plin de parfumuri. Pentru că eu îmi țin parfumurile pe acel triptic într-un dulap, da. Ca să le văd mai bine, deci în trei, etajat. Și cumva toate se văd frumos și cele din spate nu stau în spate să uit că există, știți. Asta este, acela e bun pentru... pentru mirodenii, dacă nu aveți un lazy Susan, cum îi zic eu, platou din ăsta rotativ, ar fi bun și acela pentru că tot așa le vedeți și e foarte ok. Încă două lucruri la soluții de depozitare. Ar fi două chestii pe care eu le-am descoperit. Bine, unele sunt arhicunoscute, una din ele e arhicunoscute, în sensul că cred că toată lumea are acest gen de chestie. Depus pantofii, papucii, ce aveți voi, spațiul este atât. Este limitat la un pantof, unul vine aici, unul vine deasupra. Și asta e a lifesaver când ai mulți pantofi, de exemplu. Sau ar mai fi o chestie pentru chestiile alea mici, alea care te scot din sărite pentru că le pierzi. Ce chestii mici pierdeți voi cel mai des? Păi vă spun eu ce chestii mici pierd eu cel mai des. Vorbim de agrafe. Agrafele care intră în pământ, agrafe din acelea de metal, nu le folosesc eu prea des, dar când ne vreau, au intrat în pământ. Nu știu, le-a mâncat cineva, le-a mâncat monstrul agrafelor, nu știu ce se întâmplă cu ele. Sau, nu știu, de exemplu, vreau, am nevoie de pensetă. Unde e penseta mea? Unde e că nu știu? Deci, asta e, trebuie să aveți un loc destinat. Ce am făcut eu este în felul următor. Am luat această bandă. Este o bandă magnetică, da, atâta mai am din ea. Am avut un sul mai mare, dar l-am tot folosit. Incredibil de practică această bandă magnetică. Are pe spate o bandă dublă adezivă, da, pe care eu o distrug acum, dar nu mai contează. Și această bandă magnetică se lipește unde vreți voi și puteți atașa de ea chestii magnetice, chestii din metal, pardon. Ce pun eu? Pun o mulțime de agrafe de păr, să știu că sunt acolo, pentru că încap pe această bandă. Stau bine, mersi. Eu am pus două, deci am un dulap în baie și pe interior, pe peretele interior, sus, am văzut că e un spațiu neexploatat, adică nu se poate, nu se poate, știu. Și, într-adevăr, hack-ul ăsta l-am mai văzut la cineva. Am luat banda magnetică, am lipit-o bine cu dublu adeziv sau, mă rog, am lipit-o eu să fie acolo, să stea strong, să nu mai dea nimeni jos cu un alt fel de lipici. Am lipit două stripsuri din astea până în capăt, adică de la un capăt la altul, pe peretele interior al dulapului, unde îmi țin eu tot felul de lucruri, nu neapărat machiajul, că machiajul nu mi-l țin în baie, dar tot felul de lucruri necesare pentru noi femeile. Și așa că mi-am pus aceste două benzi, una și una mai jos, ca să țin acolo o forfecuță, toate agrafele, tot ce e din metal și merge.
nu știu, v-am zis, pensetă și tot, toate chestiile mici care s-ar pierde sau le mănâncă cineva, nu știu cine, dacă nu aveți o chestie asta care e super practică. Cam asta ar fi la chestii de depozitare super practice. Trecem mai departe la soluții de curățenie. Avem aici. Păi, avem în primul rând aceste șervețele care mi-au salvat viața de la Kaufland, am găsit și la Lidl. Aceste șervețele care sunt ok de șters mobila, când nu ai chef să ștergi nimic, cu acestea le ștergi mobila foarte ușor, rapid și nu te doare capul. Deci mobila se șterge foarte bine, mai puteți folosi și spray-ul acela de mobilă, dar când aveți chef, aceste șervețele sunt a lifesaver. Ce mai avem? Deci ștergi praful, că tot am zis. Două chestii care mie mi-au salvat viața, în sensul că nu mai stau cu o mie de cârpe. Într-adevăr, nu e cea mai ecologică soluție. Cârpele acelea le puteți spăla și refolosi. Bun, ce mai avem de curățat? Păi de curățat. Avem așa, această perie multifuncțională de toate. Poți să cureți tot ce vrei și ce nu vrei în casă. Cu această perie care costă doar 2 lei. 2 lei, 3 lei, nu știu. De la Auchan. Am luat-o, e made in Romania, dacă găsiți așa ceva, luați, pentru că are multiple întrebuițări, de la, nu știu, frecat covorul, da? De la, nu știu, frecat cada, frecat tot ce vreți voi, ce trebuie frecat în casă ca să-l curățați, da? Cu această chestie de 2 lei din românica noastră, de ce să nu încurajăm și românii noștri care fac lucruri de foarte ok, foarte bună calitate. În sensul că aceasta te va ține bine, dacă o cureți, ai grijă de ea, te va ține o viață întreagă. Bun, ce mai avem aici pentru petele alea de pe pereți? Mai ales dacă aveți copii și v-au mânjit pereții cu markeri, cu nu știu ce. Eu nu am copii, dar încă. Dar am problema asta în sensul că mai apare câte o pată, mai ales la bucătărie unde am alb. Vai, și se vede orice. Atunci am rezolvat cu acest bureței care se numesc Magic Sponge sau îi găsiți în mai multe moduri. Dar inițial când s-au lansat erau Magic Sponge, Magic Eraser. Acum îi găsiți și la Auchan sau în Pepco, nu cred că în Pepco, în Jumbo, parcă am mai găsit și au consistența asta așa. Sunt foarte mișto la atingere. Dar odată ce i-ai folosit, mai multe folosit poți cu un burețel din ăsta, se degradează. Deci ei curăță, dar ei, cum să zic, se dezintegrează în timp ce curăță. Și am o tonă de astfel de bureței prin casă să folosesc. Am scos niște pete horror de pe pereți și mare grijă să nu frecați pe tare pentru că vă scoate și la babila. Deci pe pereți albi e ok, e mai ok decât pe pereți cu culoare, pentru că dacă dați cu prea mult zel acolo, o să vă scoată și lavabila, ceea ce e super, că trebuie formă să vă întoarceți să dați cu lavabila. La soluții de îngrijire personală, pentru că da, să mă dau mai aproape. Există și chestii pe care eu nu le descoperisem până acum ceva timp. În sensul că mă spălam ca tot omul pe dinți cu periuța manuală, adică cum am fost învățată de mică să mă spăl de 15.000 de ori pe zi. Nu, chiar glumesc. Nu de 15.000 de ori, de 3. Hai de 2 dacă nu puteți de 3. Dar să te speli cu periuța clasică cu care stai acolo și da, depuneai lucru manual, să zic așa. Și de când am descoperit această periuță, care nu e un model nou, e de la Brown ora B Pro 500, something like that, ceva cu 500, ții minte că era. Aceste capete sunt detașabile și nu mai stai să te stresezi că vai, am dat suficient de mult, nu? Pur și simplu stai acolo că... și iei fiecare dinte la rând și își face treaba. Ce pot să zic? Îmi place că are o baterie care ține, bine, în timp se mai duce. Chiar trebuie să o schimb și o să iau un model mai nou, pentru că modelele mai noi sunt mai mișto. Au niște timere, să știi cât te-ai spălat pe dinți și așa mai departe.
și recomand. Oricum, astea noi sunt, au ajuns accesibile și ele. Bine, accesibile, nu vă gândiți că e cât o periuță de dinți normală care e 3 lei sau 2 lei sau 1 leu. Acesta este peste 100 de lei, dar vă ține timp. Bine, trebuie să-i schimbați aceste periuțe, normal. Dar vă ține ani buni, deci e o investiție. Și la dinți se vede, se simte. Și pentru higiena... îngrijirea personală, să zic așa, am mai descoperit această chestie de la DM, care face și multe, multe chestii. Adică exfoliază foarte, foarte gentle, așa, foarte, nu e nimic foarte dur, cu toate că la mână așa o să credeți că, vai, da, ăsta o să fie. Exfoliarea e bună, pielea trebuie exfoliată pentru că creează noi celule, nu? Și aceasta este, așa, e o mânuștă, genul ăsta, cu care te freci în duș. Îți pui suficient gel de duș și nu-ți mai trebuie altceva, scrub-uri și așa mai departe. Ori o folosesc pasta, ori când folosesc scrub-uri e altceva. Deci nu o folosesc împreună cu scrub-ul, că mi se pare prea mult. Dar asta ar fi o soluție. La gură, am uitat să vă zic la gură, pentru dinți, nu l-am, pentru că este pe drum. Vă pun aici o poză cu un irigator bucal. Da, da, da. Dacă... erați ca mine, absolut disperată că o să vă răniți gingia de câte ori vă băgați acea ață dentară, care oricum e horror, pentru mine e horror, sau acele chestii cu ață dentară, dar tot sunt horror, ca să vă scoateți chestiile dintre dinți, credeați că o să sângerați din gingie pentru că o să vă răniți gingia, eu mereu am avut disperarea asta. Irigatorul bucal vă cam scapă de grija asta, în sensul că este și mai ok, pui gingia voastră, vă face o măsăgiuță acolo, să aveți gingiile frumoase și sănătoase și vă scapă și de chestiile dintre dinți. Puteți pune și apă și apă de gură, dar eu aș pune apă. Este cam așa, cred că m-am pus o poză, e pe drum, asta este curierul, e haos la curier acum. Și cam asta ar fi la igienă și îngrijire personală. Bine, mai am niște chestii legate de... hai să vedem acum. Hai să vedem niște chestii legate de make-up. Pentru că nu e o chestie neapărat practică. Adică poți să stai și nemachiată și să fii practică. Adică nu ține neapărat de lucruri practice. Dar dacă vreți un kit minimal de machiaj, adică ce vă trebuie ca să vă descurcați de zi cu zi, cam asta o să vă arăt eu aici. Da, nu sunt chestii pe care nu le știți, probabil. Și am revenit cu ele. Ca să vă faceți un machiaj cât de cât decent, în sensul că nimic exagerat, să arătați ok, să n-aveți pungile sub ochi prea vizibile, cearcăne și așa mai departe, cam asta e ce m-am gândit eu că ar trebui să fie, ca trusă de prim ajutor, să zic așa, în machiaj. Vorbim de un concealer bun. Trebuie să aveți un concealer bun. Pentru mine acest concealer este cel de la Maybelline Instant Age Anti-Age. Cred că toată lumea știe. Nu mă omor după acest tip de aplicare. Deci nu. E horror. Dar asta este. Formula e bună, merge pentru mine. Dacă vi se pare acesta mai scump, pe partea scumpă, avem și unul de la Catrice. L-am descoperit recent și îmi place. Îmi place la fel de mult aproape. Liquid Camouflage. High coverage, nu știu ce. Ăsta e o usucă ceva mai mult, e ceva mai deschis ca nuanță. La nuanță nu le nimeresc tot timpul, nici la Maybelline Multi-Use Concealer, Anti-Age, whatever, are un nume pompos. Nici la acesta nu nimeresc întotdeauna nuanța sau uite eu ce nuanță mi-a plăcut și iau. Da, cam merg, adică nu trebuie să ne cramponăm chiar așa în nuanță, decât să nu fie ceva horror pe fața noastră, să fie o discrepanță prea mare. Acestea pot fi folosite și ca bază pentru ploape, multe întrebuințări. De asta vă zic că sunt multi-use. Ceva pentru sprâncene, avem ori creioane, ori chestii din astea cu spulii, cu fel de soi de mascara pentru gene, pentru... un soi de mascara pentru sprâncene este acesta de la Benefit, Give Me Brow. Da, e bun. E scump, dar e bun, n-am ce zice. Asta este, nu toate chestiile scumpe sunt bune. Există și chestii ieftine și bune, mai ales la machiaj. Dar acesta e bun. Înainte să le folosesc pe astea două, tot de la Benefit, și acest creion este așa, în nuanța 03, cred că l-am luat eu recent acum de Black Friday, are și un spulii la capăt.
Asta îmi place, Precisely My Brow Pencil de la Benefit. Îl foloseam pe acesta, de la... Bine, îl foloseam când aveam chef, că eu ignoram sprâncenele cu desăvârșire și, da, îl foloseam foarte, foarte rar. Acest Brow Artist Expert de la L'Oreal, dar era foarte bun, tot așa avea un spulii, o chestie asta, o pensulică la capăt și capătul acesta, care era ceva mai gros. Era un pic mai gros, dar reușeai să faci treabă cu el și era ceva mai negru, parcă mai negru, mai închis, un maro mai închis decât acesta de la Benefit, dar se pare că acesta de la Benefit e mai ok pentru mine, pentru nuanța mea. Și ce vă mai trebuie? Vă mai trebuie o mascara, un rimel, cum zice tot poporul. Mascara, avem ieftin și bun, avem de la Essence Lash Princess, ăsta mauve este my favorite towel, mai au și pe la verde, dar... Lash Princess să fie, pentru că nu mă pot descurca altfel. Și ce am descoperit recent e The Real Magnet, tot de la Benefit, că mi-am luat o grămadă de chestii de la Benefit, că a dat strechea mine și am zis că de Black Friday trebuie să-mi iau de la Benefit. The Real Magnet am avut și am în continuare, ăsta e nou, nu l-am desfăcut, unul micuț de travel cu care mă dau pentru că alungește, nu știu, construiește genele, ceva cu o tehnologie, habar n-am... ceva care pus și plus pune gene mai multe, mai lungi, mai whatever. Și chiar se vede un rezultat, mai ales dacă îl combin cu acesta care face minuni, minuni. Cam astea sunt și o paletuță, nu puteam să nu pun o paletuță. Aceasta de la Sephora am descoperit acum și m-am îndrăgostit. Deci Sephora Mini Crush. O să o mai vedeți voi odată într-un alt clip. O să ajungă poate la cineva. Așa, aceasta arată cam așa și are 3 nuanțe, dar e ce trebuie pentru un make-up natural și... natural, dar nu chiar, adică are și ceva vavavum, așa, are acest auriu pe care eu îl aplic cu degetul, am observat că se aplică cel mai bine, pentru că are sclipici. Aceasta ca bază, aceasta ca nuanță de cris, de a face conturul acela să pară ochii mai, știți, mai pop. To make the eyes pop, e perfect pentru acest tip de machiaj. Nu știu să vă arăt așa, să vedeți. Și acest auriu chiar se vede, chiar face diferența, chiar scoate din anonimat, adică nu e doar un neutru și atât, se ține așa, asta îmi place, că se poate închide așa. Și puțin frumos, e mică, e de travel, e ok, e ce trebuie. Și ar mai fi un ruj bun, un ruj care se potrivește cu carnația voastră, cu pielea voastră. Știți, fiecare avem rujul ăla. Nu neapărat că ăsta de pe buzele mele este ce am eu aici, cel de pe buze. De la Essence Ultra Last Instant Color numărul 16. E ieftin, e bun. Îmi place cum se asortează cu fața mea și ce face cu fața mea și asta îți trebuie. Până la urmă îți trebuie rujul tău. Nu trebuie să fie mega scump, dar un ruj bun te scoate din mai multe încurcături. Când vrei să-ți faci un machiaj din ăla, cât să ieși pe ușă și să fii decentă, dar să nu fii prea boită, înțelegeți? De asta nu v-am pus aici toate brizbrizule, toate... nu știu, bronzerele, toate highlighterele, toate alea, pentru că necesită timp să le pui și ain't nobody got time for that, adică nimeni n-are timp pentru așa ceva când vrea să iasă pe ușă și să arate și el decent ca și când nu l-a lovit trenul, adică n-ai fost lovită de tren, de parcă ai dormit azi noapte, știi, chestii de genul ăla și ai și tu ochii mai deschiși și nu ești adormită, nu ești, și ai o culoare pe buze, nu pari că nu mai ai sânge în tine, în buze, în nimic. N-am înțeles ce vreau să zic. Dar nu știu ce sunt așa. Sunt foarte hyper azi. Îmi place clipul ăsta, îmi place genul ăsta de clipuri. Se pare, da. Când am chef, le filmez. Când am chef, nu le filmez. Bun, trecem mai departe la siguranță. Da, am și ceva pentru siguranță. Stați așa să vedem. Trecem imediat. Pentru siguranță în casă, îți trebuie măcar această mini trusă de ajutor. Măcar. Ai. Că ai una mai mare, că ai una mai mică, că o umpli tu cu ce vrei. Ea vine deja umplută cu niște chestii, dar sigur nu e suficient și mai ai niște bandaje, niște tot felul de chestii. Da, eu am aici bandaje din astea gen Urgo și nu mai știu ce, am aici un pliculeț din acela pentru răceală, am aici niște pastile,
Nu prea mâncam multe aici și e din aceea de travel, dar e bună de avut cu această cutiuță. Nu trebuie neapărat în cutiuțe pe care scrie first aid să dați bani pe ele, puteți să refolosiți altă cutiuță. Eu pe asta am primit-o la nu mai știu ce și pe urmă am decis să o folosesc așa. Puteți să aveți și truse mai mari sau pur și simplu un portofard în care știți voi că aveți chestii de prim ajutor, pentru că nu e necesar, adică nu vă doresc să vă fie necesară, dar când aveți nevoie, pe urmă dați din colț în colț să vă căutați toate cele și mai bine le aveți pe toate într-un loc, nu? E mai bine așa. Și ar mai fi o chestie, n-am putut să-l aduc pentru că e la locul lui și nu vreau să-l deranjez. Eu am un mini extintor în casă, la locul lui, stabilit dinainte, știe și soțul meu unde e, în caz de urgență, ia foc ceva, mai ferește, suntem acasă, luăm mini extintorul și măcar facem ceva, adică nu ne rupem părul din cap, dar ce facem acolo, cu ce stingem, cu nu știu cum. Știm că dacă este un foc care necesită spumă din aceea, adică poate nu e bine să arunci apă sau, na, pe focul respectiv, ai un mini extintor în casă în caz de ceva, vă recomand. Asta e, îl schimbați la 2 ani sau cât e termen. Mai bine să-l aveți acolo, să dați niște bani pe el, să aveți acolo și să nu-l folosiți, decât să nu-l aveți și să vă trebuiască. Și am ajuns mai spre final, unde vă zic și de chestii mai puțin practice, pentru că v-am zis, chestia asta cu mirosul nu e o chestie practică, adică, na, poți să stai și fără niciun miros în casă. Dar dacă sunteți ca mine disperate cu mirosele, cu parfumurile, cu tot ce vreți voi, nu numai pe mine și în cameră trebuie să fie, trebuie să avem și niște surse de a difuza acest parfum frumos în cameră. Și aici o să vă spun ce folosesc eu, practic. Ce chestii am care îmi împarfumează casa? Am așa. Vine monstruozitatea asta, pe unii cred că v-am oripilat cu ăsta, care difuzează, are un spray aici. Și așa funcționează, nu știu ce am acum, Arctic Apple Pie, cu scorțișoară și mere și chestii. Pui aici, frumos, fixezi și el dă la un anumit interval de timp, acum e oprit, dar el dă la un anumit interval de timp, îl setezi tu fâs în cameră. Dacă nu suportați așa ceva, și înțeleg, câteodată nici eu nu suport și îl opresc, dar îl țin acolo pentru că îl mai scot la lumină când am chef de el. Câteodată e gol, pur și simplu, îl țin acolo, îl uit că și l-am activat și mai aud cât un fâs și el nu dă nimic și pe urmă mi-amintesc, dar pe urmă mi-e lene să mă duc să-l scot din funcțiune și da, it's a long story. Dacă nu suportați asta, mai avem soluții pentru voi. O soluție practică și foarte des întâlnită de mai toată lumea sunt aceste parfumătoare de cameră, nu știu cum să le zic, difuzoare de arome, hai să zic așa, cu bețișoare. Deci aici e lichidul, scoateți capacul, băgați bețișoarele. Băgați câte 1, câte 2, câte 5, câte 9, câte doriți ca să intensificați mirosul din cameră. Aceasta este de la Lorina, l-am primit de la Lorina, a fost bunicel în sensul că s-a consumat greu, adică a durat ceva și a mirosit a Tom Ford Lost Cherry. Adică nu mă supăr deloc să miroasă casa Tom Ford Lost Cherry sau eu să miros a Tom Ford Lost Cherry de la Lorina, pentru că mi-a luat și parfumul de la Lorina. În caz că nu știați, am și un cod, dar doar dacă sunteți deciși să luați ceva de la Lorina, aveți 10% cu codul ăsta. Voi pun aici și e și în descriere. Bun, ce mai am eu ca să-mi parfumeze casa? Mai am o chestie. N-am mai folosit de mult, dar uite, urmează să o folosesc. Normal că mi s-a închis camera fix când vă arătam minunăția asta de bufniță. O bufniță de ceramică foarte shiny, pe care am luat-o eu dintr-un magazin, era în plața, în mall, în plața România, în București. Nu mai este acel magazin, dar cred că găsiți și la Jumbo, găsiți și la English Home, găsiți Pepco. Sigur, cred că mai au chestii de genul ăsta, nu știu dacă atât de drăguțe, mie mi-a plăcut că am eu chestii cu bufnițele. Mai am una prin casă, tot cu o bufniță, ceva mai mititică. Aș fi vrut totul să fie mai mare, adică mai mult spațiu aici pentru ceară. Aici am ceară care s-a întărit, a fost topită, pentru că bagi aici lumânare, frumos. Aici e lumânarea, o apriți și aici pui ceară. Ce pui? Ce ceară pui? Eu prefer să iau de la Yankee Candle, sunt cele mai parfumate, acele tarte sau pastiluțe,
pe care le tot vedeți și eu mă întrebam, dar la ce folosesc chestiile astea? Până când am descoperit că există acest sistem de a încălzi ceara și de a parfuma camera, eu nu știam. Da, sunt foarte practice, numai că e o flacără aici totuși și trebuie să țineți cont de asta și să o monitorizați. Știți că eu am obsesie să nu las flacăra unei lumânări aprinse, da? Bun, de-aia am consumat eu atât de greu lumânările, se pare. Deci găsiți acele tarte de la Yankee Candle sau nu trebuie să fie neapărat de la Yankee Candle. Am luat și altele și miroseau la fel de bine, dar cele de la Yankee Candle chiar miros și lumânările lor chiar miros. Avem acele tarte care n-au fitil. Pentru astea sunt. Fie le puneți întreguțe, dacă încap aici, dar vă recomand dacă aveți așa mic ca mine să le rupeți în două, să puneți mai puțin, pentru că ea își mărește volumul și să nu dea pe lângă, pentru că am pățit și asta și there's no fun in that, there's no fun. Hai să vedem, ce mai avem? Normal că lumânări parfumate, normal, credeți că scăpați de lumânări parfumate de la Bath & Body Works, da. Sunt preferatele mele, nu sunt singurele, mai sunt și cele de la Kringle sau Woodwick. Woodwick-ul e foarte drăguț, o să-mi iau și o lumânare de la ei, poate mică, poate mai mare, nu știu. Le găsiți la Cărturești, au o aromă de ceva de toamnă, care am vrut să-mi iau și nu mi l-am luat. Poate cine știe, mi-au de Crăciun acesta o lumânare de la Woodwick, dar am destule lumânări și le ard foarte greu. V-am explicat și de ce. Acele lumânări de la Woodwick au acel fitil din lemn care trosnește și când le aprinzi zici că ești lângă un foc, e foarte cozy și asta este șpilul lor. Nu ard ele, nu știu cât de egal ard, cam o chestie să ardă și egal. Bine, eu le-am și distrus pe unele din ele pentru că, dar uite că ars egal, da. Doar aici ce mi s-a întâmplat, nu știu, cu această ceară. Ce am eu aici? Am de la White Barn, de la Bath & Body Works, avem Paris Cafe, care miroase a cafea, normal, a cafea, a frappuccino, a cafea cu lapte, a cafea proaspăt râșnită, e demențial, toamna asta chiar am folosit-o, cu toate că nu se vede mare brânză, dar chiar am ars-o de multe ori, numai că știți cum e, trebuie să țin ochii pe ele și nu le las să ardă foarte, foarte mult, dar trebuie să le lăsați să ardă cât măcar să nu se facă acele săpături, acel tunel mă stresează și ăsta este un hint să le lăsați să ardă suficient cât să se facă ceara lichidă pe toată suprafața. Că apoi, chiar dacă le stingeți, ele se vor usca, se vor întări bine, netezite, adică nu vor face acele tunele în ceară. Și aceasta este una nouă pe care de-abia aștept să o ard pentru că da, Sina. Hai de capul meu cum miroase. Miroase a prăjiturici de Crăciun cu mult zahăr și caramel și scorțișoară. Multă, 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 multă scorțișoară. Deci vanilie cu scorțișoară la greu, prăjiturică, gen aluat, așa. Așa ar trebui să miroasă casa de Crăciun, ceva așa. Deci când o ard pasta, mamă, deci ți se face o poftă de a mânca chestii dulci, deci păzea. Aceasta este și este fenomenală la miroase. Deci am avut-o în cutia ei, că vine într-o cutie de carton, și mirosea prin cutie. Deci am pus-o, nu știu, prin cameră, dar în cutie, nu o foloseam. Și la un moment dat nu știam ce miroase atât de puternic, era această lumânare care încă nu fusese aprinsă. Ca să vă dați seama cât de strong sunt cele, unele din cele mai strong lumânări. Și mai am lumânări, normal că mai am lumânări, adică despre ce vorbim, sunt această nebună cu lumânările. De la Yankee Candle, o altă firmă preferată de mine când vine vorba de lumânări, da, nu știu, asta nu i-a venit rândul să o ard toamna asta, dar e ceva de speriat, deci uitați-vă cât de mare e. Am luat-o la o reducere, pentru că e aia mare de 623 de grame. Pot să folosesc și borcanul ăsta după, nu știu, în câte secole o voi arde eu pasta ca să folosesc borcanul, dar miroase a cireșe, a gem de cireșea, ce frumos miroase, chiar miroase super, super reușit și de-abia aștept să o ard, dar cred că la
primăvară o să o ard sau chiar și vara, cred că ar merge. Nu știu ce, am așteptat toamna asta și n-am ars-o. Pentru că toamna asta am fost pe cafele, am fost cu asta, cu Paris Cafe și cu aceasta de la Yankee Candle, cafe al fresco, este asemănătoare. Deci dacă le ardeți în același timp e dublu miros și aroma aia de cafea, asta e cafea mult mai lăptoasă. Deci e fix cafeaua aia pe care o bei dimineața cu mult lapte. Parcă te duce cu gândul la, la Roma, în Italia undeva mă duce cu gândul. Genul acela de cafea italiană. Da, e genială și aceasta, numai că nu prea arde. Bine, nici eu n-am lăsat-o pe asta să ardă suficient. Deci trebuie să le lăsați să ardă suficient. Hai să vedem. Și ce mai am aici? Mai am o lumânărică mică de la Ikea, pe care o mai aprind prin baie, fac baie din aia cu spume și îmi place să aprind lumânărici din astea mici. Asta este reușită în sensul că miroase, nu miroase atât de strong, dar în afară de ce vedeți aici, nu am întâlnit o lumânare și cele spuse mai devreme, Kringle și Woodwick, n-am întâlnit lumânări care chiar să miroase. Asta mă stresează. Dai o grămadă de bani sau nu dai bani, dar de ce îi dau bani pe ceva și miroase doar dacă pui nasul așa? Și pe urmă când o aprinzi nu miroase a nimic. Miroase a ceară, miroase a fitila, nu știu, a nimic. E, asta miroase, asta de la Ikea cu vanilie. E una dintre cele mai reușite de la ei și o aromă plăcută, nu te dă afară din cameră. Adică nu e ca cele de la Bath & Body Works care, da, o dă afară din cameră. Și ca lumânare mi-am mai luat mastodontul ăsta de la Pepco. Da, e aurie, că mi-a plăcut mai mult... Îmi plăcea și aia albă, dar nu am luat-o pentru că mi-a plăcut mai mult aroma. N-am ars-o încă. Aroma curată, așa. E aroma de lenjerie curată. Asta cred că o să meargă și la vară. Este imensă. Asta mi-a plăcut că e cu 3 wick candle, e cu 3 fitile. Și astea pe mine mă atrag. Chiar dacă nu o să miroasă, eu nu cred că asta de la Pepco o să miroasă prea mult în aer, dar o să... fie de atmosfera așa, cu toate că auriul ăsta e mai de iarnă, nu știu când o să o aprind, dar s-o aprind eu cândva. Că nu expiră, nu? Nu expiră. Da, și tocmai când făceam poza de thumbnail, mi-am dat seama că nu v-am arătat la partea de parfumat camera, ce mai folosesc eu cu uleiuri esențiale, vorbim de aceste două lămpi, cum se numesc? Eu le zic lămpi pentru că au și lumină, cel puțin asta, de care m-ați mai întrebat voi, cum se face? Se bagă aici apă cu ulei esențial, se pune capacul și adăună abur rece, deci nu deranjează. Și are și culoare, nu știu cât se vede pe cameră pentru că am foarte multă lumină, dar noaptea se vede. Are o culoare care se tot schimbă, din verde în roșu, în toate culorile curcubeului și multă lume m-a întrebat de asta, e Tauotronics și este de la Carrefour. Eu am găsit-o în Carrefour cu vreo 100 și ceva de lei la ofertă, dar acum am văzut-o și pe site-uri. Deci găsiți pe internet, cred că vă pun link. Cu ce pot pun link? Cu ce am aici pun link? Și aceasta am primit-o, deci nu știu exact de unde o puteți găsi. Silver Crest. Silver Crest e de la Lidl. Deci mai găsiți așa ceva și la Lidl, e mai micuță, vine cu o cănuță gradată cu care să pui lichidul aici. Asta trebuie curățată din când în când, chestia asta, pentru că uleiurile esențiale se pot depune pe ea și formează acolo un rezidu. Și ca să fie tot ok, curățați-le și folosiți-le, pentru că sunt foarte ok. De dat o aromă plăcută în cameră cu uleiuri esențiale, adică foarte natural. Uleiuri esențiale găsiți, vă las și un site de unde mi-am comandat eu, dar e din Franța, dar găsiți și la noi foarte multe uleiuri, nu dați o tonă de bani pe uleiurile esențiale, da? Unele sunt doar marketing, sunt cele mai bune, nu, pentru miros, dacă nu faceți altceva cu ele, pentru miros, pentru așa ceva, sunt ok și cele mai puțin scumpe, numai pentru că au un nume pe ele, eu nu sunt de acord să le iau, dar mă rog, fiecare cu ce vrea viața lui. Bun, cam asta a fost tot, v-am închis cu chestiile parfumate, sper că v-a plăcut, sper că n-am uitat nimic. Am uitat ceva, pentru parfumuri, da? Toată lumea vrea să le
facă un display, să le arate, că na, parfumurile sunt frumoase, măcar acele sticle frumoase să fie arătate frumos. Am pentru voi două tăvi, eu sunt maniacă cu tăvile, se pare, la ce le folosesc nu știu, dar trebuie să le am în casă, nu sunt practice, deci deloc, astea nu sunt practice. Toate că atunci când ai multe parfumuri și vrei să le deplasezi dintr-un loc în altul, în loc să te chinui ca mine, să le pui la sub braț, la așa, mai bine folosești o tavă din asta. Cum e tava asta care mi-a plăcut cel mai mult pentru că are culoarea asta albastră și are un pic de auriu. Bine, nu e ea cea mai calitativă, nu. E dintr-un soi de plastic care imită lemnul, nu e nici lemn. E luată de la English Home, dar arată bine. Și arată bine, de display e super ok. Și m-am gândit la un moment dat să-i pun, că e la modă acum să fie totul cu mirror, cu oglindă and stuff like that, să-i pun o oglindă aici. Dar m-am interesat, trebuie o oglindă foarte subțire și lipită cumva de cineva și am anulat decizia mea de a pune oglindă, cu toate că o oglindă aici cu un finish din ăla antichizat ar fi mers bine de tot. Mai că o las așa. Mai am o tavă care mă duce cu gândul la Art Deco, anii 20, ceva de genul ăsta, este așa dreptunghiulară. E cu verde, cu auriu, cu tot felul de, e tot așa antichizată, e tot de la English Home, de acolo mi-am eu tăvile. Bine mai găsit și în Pepco, sigur găsit și în Pepco, numai calitatea lor chiar poate să fie foarte proastă de cele mai multe ori și aveți mare grijă să le luați înfoliate pentru că sunt rupte, sparte, vai mama lor, eu n-am găsit una care să fie ok. Știu că era una cu oglinzi, mi s-a părut cam chicioasă, adică și la oglinzi totuși nu fie chiar chici așa, se vadă că e mai lucrată, mai elegantă, mai nu știu cum. Da, și tava asta mie mi-a plăcut că mă duce cu gândul la Art Deco anii 20. Cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut din nou. Spuneți-mi și voi ce soluții aveți, ce ați descoperit și v-a zburat creierul pe fereastră când ați descoperit, băi, dar pot să fac chestia asta și mi-e mai ușoară viața. Ce v-a ușurat viața? Spuneți-mi în comentarii pentru că de-abia aștept să văd și să mă inspir și poate să adopt și eu ce v-a inspirat pe voi, ce v-a făcut vouă viața mai ușoară, trebuie să facă și mie viața mai ușoară, nu? Hai să ne facem viața mai ușoară, bine? Hai, v-am lăsat, v-am pupat, sper că v-a plăcut din nou, dacă v-a plăcut dați un like, dați și un subscribe dacă știți despre ce e vorba pe canal, vorbesc despre parfumuri, dar azi a fost ziua mea liberă, ziua de bonus, ziua în care vorbesc despre ce vreau eu. V-am lăsat, v-am pupat, ciao, ciao! Să facem un clip bonus și un clip despre cum să ne ușurăm viața, să fim mai practici și să... Ce am descoperit eu, vă împărtășesc... Astăzi nu vorbim... Ce chestii am care recording? What is this? I can record on timer? Ooh, that's so nice. Ok, eu credeam că-mi face poze, dar vă rog.